Salutare tuturor, bine ați venit la un nou quick tip pe Photoshop tutorial. Acesta este quick tipul cu numărul 15. Este un quick tip tot de Camtasia Studio. În acest quick tip vă voi învăța cum să adăugați în mod automat un watermark pe video în momentul renderii. Avem deja un video stabilit, un fost tutorial, un tutorial mai vechi. Vom da click pe Produce and Share. Aici vedeți că aveți deja mai multe formate. Eu folosesc HD-ul editat de mine pentru altceva. Vom vorbi într-un tutorial, în următorul tutorial, probabil, despre formatele și modul de rendare în Camtasia Studio. Oricum, HD for YouTube îl avem selectat, apoi mergem la Add Edit Preset. Avem Production Presets, l-am selectat, îi dăm Edit. Vom da Next. Vom da Next din nou. Vom ajunge la Video Options. Dăm click pe Include Watermark, Options. Aici deschidem folderul și mergem la folderul în care avem watermark-ul. Watermark-ul este bine să fie salvat PNG transparent. Căutăm, asta este logo-ul meu. Putem să-i dăm Emboss sau Use Transparent Color. Preserve Image Size, dacă imaginea este mai mare decât video, se va vedea doar partea care se încape în video. Eu o țin neselectată. Keep Aspect Ratio și Use Smooth Scaling trebuie selectate. Iar aici aveți și poziția pe grilă, depinde unde vreți să puneți watermark-ul. Eu îl pun jos în colț watermark-ul meu și sus în colț watermark-ul de la Clujiwood. Horizontal Offset și Vertical Offset reprezintă poziția watermark-ului în video, image scale, scalați imaginea mai mare, mai mică, eu o țin la 15% și opacitatea care nu trebuie să fie 100% niciodată pentru că puteți pierde conținut important care se află sub acea siglă. Eu o păstrez în jur de 50-60%. Îi dăm OK și dăm finish, close, rendăm. După ce selectăm asta, dăm finish, rendăm și după ce se va renda filmulețul, atunci va apărea watermark-ul pe video. Nu va apărea aici, pentru că nu este rendat. Aici este doar un preview a ceea ce va urma. Ok, ăsta a fost quick tip-ul de astăzi. Vă aștept la quick tip-uri, alte quick tip-uri pe photoshop.ro, youtube.com/photoshop.ro, canalul pe care au fost postate aceste tutoriale. Nu uitați să dați like, favorite, share pe Facebook, pe Twitter și pe alte medii de socializare, embed pe website-uri, pe mass, trimiteți mass-uri dacă vreți, spuneți-le oamenilor să-mi dea like, să se aboneze. Lăsați comentarii în comment box-ul de dedesubt, dacă vă place, dacă aveți alte sugestii, propuneri, dacă aveți ceva împotrivă și nu vă place ceva la aceste tutoriale, spuneți-mi ca să știu, în caz că trebuie și pot să repar ceea ce am făcut. Oricum, vă mulțumesc pentru vizualizare, ne auzim la noi quick tip-uri pe Photoshop de zonă, nu uitați să vă abonați din nou pentru ca să primiți următoarele videouri. De asemenea, dacă aveți un canal și creați un conținut de calitate și îl postați constant, lăsați un coment de dedesubt ca să văd ce creați, dacă îmi place o să vă promovez. Oricum, asta a fost tutorialul de astăzi, ne auzim la un nou quick tip. Eu sunt Cosmin, salut!